Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe un nou proiect mult așteptat de dumneavoastră. După cum vedeți, am aici pregătite culoarea roșie, alb și verde. Culoarea roșie este firul Bravo, iar alb și verde este firul Lisa Lurex. Dumneavoastră veți folosi firele de care dispuneți. De asemenea, voi lucra cu croșetul numărul 3. Și proiectul de astăzi va fi modul în care vom îmbrăca o sticlă de șampanie sau de vin spumos. Vom începe cu partea de dedesubt a sticlei și în culoarea verde eu voi lucra pentru început un număr de 5 ochiuri de lanț. Voi începe 1, 2, 3, 4, 5. Voi închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț, după care voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, voi intra prin interiorul cercului, voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu. Deci în felul acesta vom lucra pentru un total de 15 piciorușe duble. Lucrat de cele 15 piciorușe duble, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, după care voi face cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Deci am realizat prima înmulțire, mă voi deplasa în următorul picioruș, voi realiza cea de-a doua înmulțire, deci pe parcursul acestui rând, în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior, noi vom lucra câte o înmulțire. Iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom închide și acest rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș, deci am realizat prima înmulțire. După care, în piciorușul următor, voi lucra un picioruș dublu simplu. Apoi voi continua din nou cu o înmulțire. Deci acest rând vom lucra o înmulțire, un picioruș dublu singur. Lucrând în acest mod, la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 45 de piciorușe duble. Voi închide și acest rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum am acoperit partea de desubt a sticlei, deci fundul sticlei. În continuare, în corespondența fiecărui picioruș, noi vom lucra câte un picioruș scurt în tehnica backloop. Deci vom lua doar cea de-a doua parte a fiecărui picioruș. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului, după care ne vom reîntâlni pentru a continua. Deci, un rând de piciorușe scurte în backloop. Voi închide și acest rând cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt, după care voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, iar acum voi continua în următorul picioruș cu un picioruș dublu. De data aceasta vom lucra fiecare picioruș dublu în mod normal. Deci, la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu cele 45 de piciorușe duble. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom scurta firul și vom închide această parte a lucrării în culoarea verde. Vom lua firul alb și vom intra în corespondența unuia dintre piciorușe, nu are importanță care. După care vom continua lucrând 3 ochiuri de lanț
care ține locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi face cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu. Cel de-al patrulea picioruș dublu și cel de-al cincilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. După ce am realizat cele cinci piciorușe duble, voi trage un pic firul, voi intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, voi pescuie acest capăt de fir și voi închide totul cu fir alunecat. Astfel vom forma punctul popcorn sau floricică de porumb, după care voi face 1, deja am realizat, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet. Voi sări 2 piciorușe, voi intra în corespondența celui de-al treilea și voi lucra din nou 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe duble. Voi trage firul, voi intra în corespondența primului picioruș dublu, voi pescui capătul și voi închide totul cu fir alunecat. 3 ochiuri de lanț, voi sări din nou 2 piciorușe, voi intra în corespondența celui de-al treilea și voi lucra în același mod. Deci pe 3 parcursuri rândului noi vom lucra această secvență. Vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Am ajuns la capătul rândului, acum voi face ultimile 3 ochiuri de lanț și voi închide rândul cu fir alunecat exact aici, în punctul unde am unit piciorușele duble pentru a face punctul popcorn sau floricică de porumb. În felul acesta, voi intra cu fir alunecat în corespondența primului spațiu și aici voi lucra din nou 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet și voi repeta cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea picioruș dublu, cel de-al cincilea picioruș dublu, după care voi trage un pic firul, mă voi întoarce în corespondența primului picioruș dublu, voi pescui acest capăt de fir și voi închide totul cu fir alunecat. 3 ochiuri de lanț de separare și voi trece în următorul spațiu, repetând. În felul acesta, noi vom face pentru început un total de 5 rânduri. Avem 3 piciorușe duble. Să închei și acest punct, 3, 4 și cu 1, 5, voi închide punctul cu fir alunecat, 3 ochiuri de lanț și merg mai departe. Deci vom lucra singure pentru început un număr de 5 rânduri, după care ne vom reîntâlni și vom continua. Eu am lucrat 6 rânduri în culoarea alb, în punctul popcorn și am ajuns la această înălțime. Acum voi închide acest rând. După ce am făcut cele 3 ochiuri de lanț, voi închide cu fir alunecat în punctul unde am unit primul punct din acest rând și voi scurta firul. Voi face în acest mod, după care voi atașa culoarea roșie. Voi atașa culoarea roșie aici undeva și voi lucra același punct. Deci voi începe cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea, cel de-al patrulea, cel de-al cincilea picioruș dublu, voi trage un pic firul, voi intra în primul picioruș și voi închide acest punct, 3 ochiuri de lanț și voi continua
lucrând un rând în culoarea roșie, iar noi ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi face cele trei ochiuri de lanț cu care voi închide rândul cu fir alunecat, iar firul îl voi scurta. Voi închide rândul. Capătul de fir vom încerca să-l ascundem în timp ce lucrăm. Acum vom atașa din nou culoarea verde. Voi intra dintr-unul dintre spații și exact în același mod vom continua un rând în culoarea verde. Deci voi face cele trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, după care voi continua, voi ține și firul pe spate, voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea, cel de-al patrulea, cel de-al cincelea, voi închide primul meu punct în culoarea verde, cele trei ochiuri de lanț și ne vom deplasa în continuare în următorul spațiu. Voi purta și acest capăt de fir cu mine pentru a-l ascunde, iar noi ne vom reîntâlni după ce vom lucra și acest rând. După cum vedeți, modelul este ușor, foarte ușor de lucrat, așa cum vă spuneam la început. Este ușor și în scurt timp veți realiza o hăinuță pentru sticluța de spumos sau de șampanie. Vom continua singure. Ajunsă și la acest capăt de rând, cam așa se prezintă ceea ce am lucrat până acum. Acum voi închide și rândul în culoarea verde. Am făcut cele trei ochiuri de lanț. Voi închide cu fir alunecat în corespondența punctului unde am închis primul popcorn. Voi scurta firul. Așa. Voi închide rândul. Capătul de fir voi încerca să-l ascund pe măsură ce lucrez și din nou voi atașa culoarea roșie. Voi face din nou un rând în culoarea roșie, iar apoi ne vom reîntâlni pentru a continua, pentru că nu este gata. Voi porni cu cele trei ochiuri de lanț, ținând firul dedesubt, voi continua să lucrez pentru a avea cele cinci piciorușe duble, 2, 3, 4 și 5. Voi închide ca de obicei, voi intra în primul picioruș dublu și voi închide cu fir alunecat cele trei ochiuri de lanț și voi continua rândul exact așa cum am învățat până acum, iar noi ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut și ultimele trei ochiuri de lanț și voi închide rândul cu fir alunecat, exact în modul în care am făcut până acum. Voi scurta firul, voi închide rândul, capătul de fir îl vom ascunde apoi și voi lua din nou culoarea albă. Voi lua culoarea albă pentru a face ultimul rând, partea de sus, în modul în care lucrarea noastră să aibă un aspect cât mai frumos, cât mai plăcut. Voi intra în corespondența unuia dintre spații, nu are importanță care, și voi face un picioruș scurt, firul pe croșet, voi intra în următorul spațiu și voi face un picioruș dublu, trei ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubtul piciorușului dublu și voi închide totul cu fir alunecat, firul de două ori pe croșet,
Voi intra în același spațiu, voi face un picioruș dublu înalt. Deja am mai întâlnit noi această variantă, eu o fac un pic mai simplificată acum. Trei ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubt, voi închide cu fir alunecat, cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Din nou trei ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubt și voi închide cu fir alunecat, firul odată pe croșet, un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi intra pe dedesubt și voi închide cu fir alunecat, după care mă deplasez în următorul spațiu și voi face piciorușul scurt, în felul acesta. Iar apoi, firul pe croșet, trec în spațiul următor și voi face piciorușul dublu, cele 3 ochiuri de lanț, intru pe dedesubt și le închid cu fir alunecat, de două ori firul pe croșet, un picioruș dublu înalt, 3 ochiuri de lanț, voi intra pe dedesubt și voi închide cu fir alunecat, cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Vom face această danteluță în partea superioară, deci cele 3 ochiuri de lanț și voi închide pe dedesubt cu fir alunecat, iar acum piciorușul dublu. Voi face cele 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi intra pe dedesubtul piciorușului, voi închide totul cu fir alunecat și voi face piciorușul scurt în următorul spațiu. Deci, în felul acesta, lucrăm de jur împrejur. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi închide cu piciorul scurt în următorul arc, iar acum voi uni cele două piciorușe scurte cu fir alunecat și voi închide această parte a lucrării. Nu ne rămâne decât să scurtăm firul și apoi să îl ascundem. Îl vom ascunde, iar eu acum voi îmbrăca sticla să vedem cum se prezintă. Așa se prezintă sticla mea. Acum, ultimul lucru pe care îl voi face va fi ca aici, unde am început și am încheiat ultimul rând, să aplic această stea de Crăciun pentru aplicații. Tutorial pentru aceasta găsiți pe canalul meu de YouTube, iar eu cred că este ceva frumos, ceva deosebit, ceva în culorile Crăciunului. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți. Și eu mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă doresc o săptămână plină de realizări și bucurii. La revedere, vă salută Tatiana!